să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră, tătă. Noi, bulgarii, avem o vorbă. Ce? Noi, bulgarii, da. E și cântecul ăla celebru, de-l cântăm când... A? Noi suntem bulgari, noi suntem bulgari. Nu? E, n-ați băut suficient dacă nu vi-l amintiți. Vă mai las că am o vorbă cu doamna Dăncilă. Bravo, doamnă, bravo, respect, doamnă. Hashtag respect Vio. Ați văzut ce gest frumos a făcut doamna Viorica? Superb! A reușit să-i convingă pe europeni că ea e din Bulgaria? Bravo, doamnă! Vedeți? Vedeți totuși ce înseamnă să ții la ai tăi, mă, chiar dacă ești impostor? Ne-a ferit Vio de rușina de a o avea noi. Our first vice president, Mr. Franz Timmermans, will receive, I think, meeting is underway. Mrs. Viorica Dăncilă, the Prime Minister of Bulgaria and holder of the current EU presidency. Deci gata, gata, asta e strategia, cea mai bună strategie. Ne-a petrică de-aia, ai prins-o, da? Când mai mergi pe la Bruxelles și începi să o arzi matale cu marmota, cu șocâtele, cu pârșii, cu ce mai visezi tu noaptea, pac, o bași pe asta imediat. Nici nu vă dați seama cât de norocoși sunteți că mă aveți aici alături de voi, pe mine, Petre Daia din Ungaria sau din Polonia, vezi și matale în funcție de subiect, știi? Ideea e să-i facem de rahat pe alții, nu de alta, dar noi ne-am făcut destul, mă zic să mai dăm și la export. Nu știu dacă l-ați mai văzut pe Nea Petrică. Sigur, e greu să dea ceva mai tare decât aia cu cormoranii, da? Încearcă, încearcă în fiecare zi. Merge prin țară și bagă degetul în pământ. Da, e plăcerea lui. S-a apucat să iese. Ne-a ajutat vremea. Căldura și umiditatea i-a permis să iese din... Să iese afară, să răsără. Ce faci, bre, acolo? Și unde naiba ești? Cauzi râme, tată? A? Te duci la pește? Merge să o dea parte în parte cu cormoranul. Parcă-l văd la bustul gol mânjit pe față ca Rambo, așa. Hai, hai, cormorane, să vedem ce știi. Vino la Nea Petrică. A apucat să iese, așa zice Daia. E, nu știți voi, iese, ăsta vine de la IAS. Nu râdeți, Daia e nostalgic, mă, acul bușește plânsul. Puh, ce recolte erau înainte, pe vremea lui Neanicu. Ce holde, ce... Era oaia cât calul, iar calul, pf, cât elefantul. Nu știu dacă ați observat, dar la final Daia se face că pune brazda la loc în pământ. Dar fiți atenți, fiți atenți. Regia, vă rog, faza cu încetinit să vedem exact ce a fost acolo. Și sunați-l pe domnul Crăciunescu să avem și o părere avizată. Ne-a ajutat vreme. Ce să mai sunăm? Nu mai sunăm pe nimeni, hands clar. Deci de ăsta ne ești Petrică. Fură pământ, fraților, l-ați văzut? Eu am crezut că fură doar curent, dar uite că nu. De aici o mână, din partea ailaltă o mână. În câțiva ani face și el 2-3 hectare. Bine, la cum e de-aia, nu m-aș mira să mănânce pământul ăla. Da, să stea dimineața așa în chiloți în fața frigiderului. Da, ia să-mi fac eu o omletă cu țărână de la Gorj. Hai că e sâmbătă azi, mă răsfăț. Dar stați, stați, că n-am terminat cu doamna Viorica. Chiar, bă, ce rău îmi pare că nu se face un serial. Viorica și Petrică, a rupe, vă spun. Angela Merkel a sunat-o pe Viorica Dăncilă pentru a încerca să o convingă ca România să renunțe la o propunere europeană ce ar pune piedici realizării unui gazoduct care lega Germania de Rusia. E, jumătate de oră, ci că au vorbit, fată. A învățat Viorica să pronunțe alo în limba germană, da, e tare mândră. Aproape că știe toată limba germană, celelalte cuvinte nu îi se par atât de grele.
A sunat-o tanti Angelica pe Viorica despre conducta de gaze de la ruși. Vă dați seama ce a înțeles Dăncilă? Cred că și acum stă cu telefonul în față și îi vâjie creierii. Cum o să treacă o conductă pe sub apă așa? Adică... Angelica asta cred că mă minte. Ție ți-a crescut nasul, mă. Să nu vă îngrijorați însă, stați liniștiți, avem o economie, e atât de puternică încât nici Dăncilă, nici 10 ca Dăncilă n-au ce să-i facă. Mă rog, poate nu 10, exagerez, nu, cu 10 Dăncile, distruși planeta, ești nebun. Și avem și pe băieții ăștia, acești Fred și Barney ai finanțelor, Orlando și Vulcov, acest cuplu netradițional de economiști. Să fim foarte atenți că Italia e în recesiune, Germania și Franța gâfâie, da, le-au ieșit niște analize cum îi mai ieșeau lui Băse dimineața după ședințele cu Nuții Udrea. Să fim atenți să nu ni fure pe băieții ăștia. De ce este 5,5? E mult prea optimistă. Dacă era prea mai mică, de ce e pesimistă? Și mai departe. Păi o să fie creștere de 5,5 a economiei, pentru că așa o să fie, mă. Așa au scris ei pe toate foile. Iar dacă economia nu o să crească cu 5,5%, o reclamă pe sediștii la Curtea Constituțională. Ha! Da, mă, o forțează să crească cu 5,5%. Acum aici o să crești. Oricum multinaționalele îți devină dacă n-avem creșterea asta. Așa că, da, fraților, bugetul României pe 2019 se bazează pe o creștere economică de 5,5%. Ceea ce nu că e optimist, nu? E ca și cum ai zice că te bazezi pe faptul că Emil Boc o să aibă în vară 2,15 m. Dar PSD-ul are niște băieți și niște fete la Institutul de Prognoză, iar ăia scriu pe foaie cât vrea Dragnea să audă. Bosulică, 12% creștere economică, e bine? O feliem sau o lăsăm așa? Dar v-am zis, stați liniștiți, un cuvânt vă spun. Sunteți pe fază? Orlando. A? Nu vă așteptați, nu? Lucrurile merg atunci când efectiv te preocupă, când n-ai zi și noapte, n-ai weekend. Și mai repet, nu cam eu ceva sau că stau la birou foarte mult. Nu asta contează, dar vreau neapărat ca cei care sunt puși în aceste funcții, în zona de care dumneavoastră ați menționat, infrastructura în special, efectiv trebuie să facă tot ce ține de ei, uman și nu numai, să facă lucrurile să se întâmple. Că lucrurile merg atunci când lucrurile merg și când faci lucrurile să fie lucruri care merg și care... Dar de unde să știți voi de-astea, mă, putorilor? Și stați să vedeți că ne cere Orlando spor de surmenare. Da, da, o să ne pună să-i plătim vopseaua de păr, că i-am scos pere albi. Orli, împrumută o ceșcuță de catran de la Orban, da, și ai rezolvat. Ah, dacă vrei culoare de-aia negru cu verde, știi cum e musca de rahat, sună la Petrică Roman, are el o combinație. V-am zis, da, calm, calm, Orlando lucrează zi și noapte, ci că și-a făcut o cafea tare acum, până în noiembrie nu pune geană peste geană. Vâlcov la fel, e cu ochianele belite, atent la cifre, mai strânge un șurub, mai pompează niște investiții. E bine, mă, e foarte bine. E grozdav, e fantastic, vă jur. Atât îi zic lui Orlando. Boss, las-o mai ușor cu munca, deja spatinează placa, deja filează o lampă. Ați auzit ce a zis despre Isărescu? Pot să vă spun ca persoană mai în vârstă ca domnia sa în ceea ce înseamnă lucru în administrație, că nimic nu este imposibil. E chiar mai grav decât... se crede mai în vârstă decât Isărescu. Oboseala, nene. De fapt, s-ar putea ca Orlando să aibă dreptate. Păi să facem un calcul. Dacă el lucrează 48 de ore pe zi și zi și noapte, 10 zile pe săptămână, faceți și voi un calcul. Mihai Șora trebuie să-i spună să rumâna tataie. S-a zdruncinat, aia e. Olănești în pachetări cu ordonanțe de urgență, niște injecții cu robor și te pui din nou pe picioare, tat. Când nu ai nimic, ăsta e tratamentul. Da, despre nenorocitul ăsta de robor voiam să vorbim și despre ordonanța care taxează activele bancare. E, ce să vezi, Orlando a zis că s-ar putea să se modifice taxarea dacă există argumente. Și că de ce nu? Păi argumentele au existat de la început, capsec. Sunt aceleași. Doar că atunci era el foarte șmecher sau nu se spălase în urechi. E mai mult decât ilogică legătura asta dintre taxare și robor. Da, băncile trebuie taxate, cu atât mai mult cu cât își ascund profiturile. Dar ce treabă are roborul cu asta?
Orlando, Vâlcov, pesediști de tot felul zic: băncile stabilesc roborul după cum vor ele. A, ok, dacă fac asta, dacă fac asta, e mega ilegal. Deci ce măsuri ei? Anchetă și amenzi, mă. Clientul cu plata, altul cu răsplata. Asta e viața, ce să facem? Asta e soluția, Orlando. Instituții de control puternice. Nu poți să vii și să pui o taxă pentru că unii fac ceva ilegal. E de-a dreptul o tâmpenie. Dacă fac ilegal, prinde-i, mă, băiatule, arestează-i, aplică legea. Dar nu poți să zici: a, pentru că furați, știți ce? Punem o taxă pe hoție. Păi de ce nu puneți și la furtul din case? Hei, băieții, de azi înainte, cine fură din case trebuie să plătească 500 de lei pe lună la ANAF. Repet, dacă roborul este manevrat cu bună știință. Nu poți totuși să insiști atât de mult în stupiditate, oricât de talentat ai fi la asta. După cum nu poți să spui așa ceva. Acest subiect al autostrăzii, să spunem, Unirii, și în alt subiect de care v-am spus mai devreme, transferul de obligații, să spunem, sociale către nivelul OAT-urilor, aceste situații se întâmplă, din păcate, pentru că avem printre noi persoane care nu doresc altceva decât să instige. Ca să vezi. Deci problema e că unii instigă, nu? Deci cei care vor autostrada Moldovei, autostrada Unirii, niște instigatori. Instigă la muncă, instigă la infrastructură. Eu zic că treaba asta ar trebui drastic pedepsită, serios. Vreau și eu asfalt pe stradă. Ce ai zis, mă? Aș vrea și eu asfalt pe strada mea. Dosar penal, nenorocitule. O să înfunzi pușcăria, mă. Păi tu instigi la asfaltare între 5 și 10 ani. Dar o să primești 10, mă. Că mi-aduc aminte că ai mai instigat acum 2 ani și la canalizare în cartier. Huliganule. Apropo de asta cu pușcăria, cu judecata, e inadmisibil să auzi așa ceva. Se împlinește un an de zile de la pronunțarea sentinței pe fond a lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă și artizanul bugetului României. Însă, deși legea spune clar că motivarea trebuie redactată în termen de o lună, ea nu a fost întocmită nici până acum. Asta înseamnă că apelul nu poate să înceapă, iar verdictul se lasă așteptat. Zice și voi, ce de țară e asta, mă? Prejudiciu e de 3 milioane la nenea Darius, spaima cimitirelor, iubitorul de tablouri. Trece deci un an de la sentință, un an, și tu nu dai motivarea? Mă, ce e asta? Cum să-i spun eu? Complicitate? Prostie? Incompetență? Nesimțire? Și de ce naiba n-am văzut CSM-ul că se zvârcolește pe tema asta? Sau poate n-am fost eu atentă? Dați, mă, șmecherilor sentințele, motivațiile, că mai ales din cauza voastră nu merge justiția. Da, mă, da, din cauza voastră. N-aveți bile, n-aveți nimic. Mă rog, treaba, bă, am obosit, sincer, cu anticorupția asta făcută așa. Când vor ei, cum vor ei. Iar dacă întreb ceva în spațiu public, încep imediat cu: a, ce faci, domne? Păi tu pui presiune pe justiție de la televizor. Marș, mă, pune legea presiune pe justiție, mă, nu eu. Mai duceți-mă, puh, că uite în ce stare mă duceți. Vorbesc ură la televizor, auzi, taie, mă. Faptul că frecventezi grajdurile n-ar trebui să te facă să le folosești limbajul. Săptămâna asta bugetul sufletului e în Parlament, vineri ar trebui aprobat. Mă rog, așa și-au făcut ei calculele. Vor fi urle, te va fi trist. Vom asista din nou la toată micimea acestor politicieni de 2 lei. Iar în acest timp vom continua să ignorăm România de la celălalt capăt al cifrelor. România cu viață în ea, atâta câtă mai e. În timp ce la guvern era aprobat bugetul pentru anul 2019, în fața Palatului Victoria și în alte peste 20 de județe, sute de persoane cu dizabilități, copii și părinți strigau pentru drepturile lor. Disperați au ieșit în stradă pentru că în buget nu au fost alocate și fonduri pentru indemnizații și salariile asistenților personali care au grijă de cei cu probleme. E groaznic să fii o persoană cu dizabilități. Dar să fii o persoană cu dizabilități în România? Pe bune, ce soartă e asta? Pe scurt, la buget nu mai e niciun ban, atenție, niciun ban pentru persoanele cu dizabilități. Au fost trecute la bugetele locale. Ceva de genul: bă, spălați-vă pe cap cu ei la primării. E, primăriile deja au zis că n-au bani, serios. Multe dintre ele au zis că nu mai au de unde să acopere și aceste cheltuieli.
Cum ar fi, cum ar fi, mă, să vezi primării că duc persoanele cu dizabilități în comuna vecină? A? Cum mai duc unii câinii comunitari? Lasă, frate, să aibă grijă ăia de ei. Îi văd în stare. Serios, la ce se întâmplă în rahatul ăsta de țară v-ar mira? La Timișoara, impozitul pe clădirile deținute de persoanele juridice s-a dublat, iar cel pe mașini a crescut și el. Locuitorii din Megidia au rămas uimiți când au văzut cât au de plată. Impozitele sunt aproape duble față de 2018. În Eforie Nord și Sud, pentru o casă, impozitul a crescut de la 800 de lei pe an la 1600 de lei. Mai știți cum era aia lui Dragnea cu nu mărim nicio taxă, niciun impozit, alo, Nea Livache? Probabil dacă îl confrunți cu imaginile astea, îți spune că ești securist. Reportaje de securiști, a? Asta ar spune Dragnea. La pușcărie să mergi cu securilă. A, și persoanele cu dizabilități la fel, Nea Livache, păi da, niște securiști toți ăștia cu dizabilități. Nici măcar n-au vreo dizabilitate, nu, se prefac, dă-i dreacu să ți se facă milă, știi? Doar el și Codrin, băi, români pur sânge, daci, inimi de patrioți. Imagini revoltătoare au fost filmate la Oradea, chiar la Casa de Sănătate. Bolnavi paralizați au fost aduși pe targă și așezați la coadă, la ghișeu. Noi am venit cu cererea asta în urmă câteva săptămâni. Da. Și a stăt la camera 27? Da, bineînțeles. A? Vă amintiți? Nimic nu s-a schimbat. A urlat presa, s-a făcut nimic. E la fel. Aceeași țară nenorocită. Persoane cărora le lipsește un ochi, să spunem, trebuie să vină la Comisia Sufletului. Da, frate, că poate le-a crescut ochiul între timp. N-ai de unde să știi. La ce miracole face Patriarhul Daniel? Puh, te-ai frecat puțin la piciorul lipsă cu mortar de la Catedrala Mântuirii? A doua zi ai patru picioare, ești nebun? Nici la Cernobâl nu erau așa miracole. Și tâmpiții mai puneau comisiile astea și la etaj. Fără lift, fără rampă, fără nimic. Sunt aduși oamenii în pături, mă, urcați cu murși mobila pe scări. Câtă cruzime, bă, ce animale! Cunosc foarte bine viața acestor oameni, am lucrat pentru ei și împreună cu ei din 1995. Eu îi asigur cu toată seriozitatea omului Marius Budăi, nu a ministrului muncii neapărat, că lucrurile nu stau chiar așa. Dumnealor au fost puțin panicați. Ah, ce vorbești? Vă promite Marius Budăi, omul, da? Nu animalul. Deci el promite chestii ca om, nu ca ministru. Ca ministru e un animal, dar în rest juri că e om. Dar asta-i treabă de ministru, mă, șefule, asta cu banii. Adică, na, ce o să facă? Dă el bani de acasă? Chiar atât de mult se ciordește zilele astea? Băi, să stea liniștiți, băieții, că dă mandea banul dacă e ceva. Mergeți la Budăi acasă, deci, cum merg colindătorii la Gigi la palat. Pup mâna, hop, vine și bănuțul. Nu știu, părea mai slab la dovleac Marius Budigăi ăsta, da? E baza, nene, dă cu banul dacă e nevoie. Cum dădea Boc în toba aia? Cum era, mă, Boc în tribune? Îl arătau cehii, că na, habar n-aveau cine e. Câta toba și-a luat, s-a dus la târg, parcă-l văd. Nenea, nenea, paia male o vleau eu. Plecă, mă, de aici, mă, copilă, că poate cade asta pe tine. Te lasă șoi mănit, auzi? I-a dat-o până la urmă, că să tăvălea pe jos. A făcut urât, da. Adevărul e că mai rar vezi un spectator la fel de pătimaș ca băiețașul ăsta de la tobe. Echipa noastră e cea mai tare. Avem echipă, avem valoare. Echipa noastră e cea mai tare. Așa, tată, frumos, în primul rând, să se vadă și el. Na, ăștia mai mici stau mai în față. Ci că-i tradiție, frate, la jocurile de tenis. L-au mângâiat fetele pe chelie înainte de meci să le poarte noroc. Ceea ce, pă, e puțin ciudat. Pentru că nouă, ca popor, nu prea ne-a purtat noroc când a fost premier. Asta-i superputerea lui, știi? Poartă noroc la tenis. La pensii, la salarii, nu, chiar aduce ghinion. Dar dacă vreți să vă apucați de tenis, pă, luați-vă o chestie e de asta mică și puneți-i o tobă în brațe. Dă norocul peste voi. Pe de altă parte, Boc nu e doar suporter, ci și un sportiv adevărat. Să nu uităm că pe vremea când era politician, își făcea singur cascadoriile. Doamne Dumnezeu! Puneți publicitate, vă rog! Ultimele sondaje arată cam la fel. Un PSD pe la vreo 25% și un PNL imediat după el. Adică tot slab.
USR plus Pro-România, toate trei au rupt bucăți din PSD și din PNL. Ba chiar și ALDE a luat ceva de la PSD. Mă și mir, mă mir că văd atâtea mișcări de procente, partide care cad și partide care urcă, dar atât de puține teme și atât de puține dezbateri care chiar să conteze. Încă se vorbește despre comuniști la noi, despre hitleriști, despre cai verzi pe pereți. Ah, amuzant, fiți atenți. Tudorel comunist. Da, mă, ce scriau colegii comuniști despre Tudorel Toader prin anii 80. Atașamentul lui Tudorel Toader față de politica PCR rezultă și din caracterizarea făcută de secretarul principal al procuraturii locale Panciu, Popa Ștefan, membru PCR din 1967. Cunosc pe tovarășul Tudorel Toader din luna septembrie 1986, de când a venit în această unitate de procuratură în funcția de procuror, ca pe un tovarăș bine pregătit profesional și politic. Are o comportare foarte bună în familie și societate. Ca membru PCR se achită conștiincios de sarcinile ce îi sunt încredințate în adunările generale, fiind combativ și cu spirit de inițiativă. Combativ și cu spirit de inițiativă, mamă, mamă, parcă-l văd pe Ciudățel Toader în ședințe de-alea comuniste, plângeau oamenii, îl implorau să termine odată, se făcea zi, noapte, iarăși zi și Tudorel al meu le toca ălora creierii cu niște evaluări. A? I-ai evaluat Tudorele? Dracu i-a luat, nu? Liniște și pace! A, și dacă tot am ajuns aici... Hai, bă, să mai coborâm un pic, a? Puțin mai jos, de fapt nu, jos de tot. Dincolo de asta e neantul, Gabi Oprea. Na, poate nu știați, dar și el e în campanie electorală, la Borșa, în Maramureș. O crede că acolo nu știe lumea cine e. Stai liniștit, nebunule, brandule, te cunosc toți. Când am intrat în politică, râdeau de mine de se prăpădeau că mă țin de cuvânt. M-au luat de fraier și acum am devenit un brand, da? Oprea a fost întrebat cum au ajuns partidele lui Victor Ponta și Dacian Cioloș să aibă deja două cifre în sondaje. Și ce zice Izmenache? Lasă, domne, că astea două partide sunt... Da. Și mai zice că el e militar cu gradele la vedere și că el știe ce înseamnă munca de teren. Doamne, doamne, nu. Dacă începe și Oprea să ne spună că el se luptă cu securiștii, am murit, gata, nu, scot microfonul și mă duc pe câmp. Și ca să vedeți cum i s-au urcat poliții la creier și acestui băiat, el zice că la parlamentare la anul, UNEPR-ul lui Dugheana aia împuțită o să aibă un scor cu două cifre. Da, mă, 0-0 poate. Doamne, cât timp a pierdut țara asta și mai pierde cu tot soiul de impostori, de borfași, de lepre, de jigodi. Taie, că cine știe ce mai zic. Nu corespunzi.